Astăzi este sâmbătă, 23 martie 2013 și mă aflu în orașul Mizil, din județul Prahova, în crescătoria maestrului columbofil, domnul Adrian Crăciunescu. Bună ziua, domnul Crăciunescu! Bună ziua, bine ați venit pe la noi! Și bine v-am găsit! Trebuie să spunem acum, pentru început, vizitatorilor site-ului nostru, că ne aflăm într-unul din compartimentele porumbeilor de matcă, da? Corect. O matcă foarte valoroasă, din câte știu eu, și prin prisma rezultatelor și a originilor deosebite. Și o să vă rog, dacă sunteți amabil, să ne prezentați câțiva dintre porumbeii cei mai reprezentativi, cei mai valoroși din punct de vedere al reproducției, dacă sunteți amabil, să ne spuneți și câteva cuvinte despre ei. Ce doriți? Deci, cu mare plăcere. Da. La reproducție consider că trebuie să fie numai porumbeii care au făcut rezultate și nu orice rezultat, porumbeii care au fost pe podium. Deci acești porumbei îi avem în reproducție. Lângă aceștia sunt și porumbeii care i-am adus de afară. Original direct, nu? Originalii, o parte din ei, pentru că o parte sunt și la București, cu sprijinul domnului doctor Stănescu, pentru că dacă nu era dumnealui, nu aveam noi porumbei ăștia în reproducție la momentul ăsta. Ca să exemplific, aș arăta câțiva porumbei. Sigur că da. Și anume, porumbelul de aici, care este 51.943, cu record național pentru demifond și viteză. Da. În același timp, porumbelul este și locul 3 la Europa Centrală, Dortmund, 2012. Un loc excelent, trebuie să recunoaștem. Și dacă sunteți amabili să spuneți vizitatorilor site-ului nostru că v-ați clasat pe pozițiile 3 și 4, dacă nu greșesc. 3 și 4 la Dortmund, da. În spatele cui? Deci eu am fost în spatele domnului Drapa din Germania. Andreas Drapa, da. Binecunoscutul crescător german, într-adevăr. Deci sunt porumbei de Kuman, combinație cu porumbei de Van Dijk. Mama fiind aceeași pentru amândoi porumbei. Deci sunt fraz de mamă. Semifraz, da, exact, fraz de mamă, da. Tatăl celui cu locul 3 este fiul, este nepotul direct al lui Canibal, care l-a adus domnul doctor Stănescu în România. Acesta este porumbelul. Da. Un mascul deosebit, într-adevăr. Un super reproducător și un porumbel deosebit. Tatăl porumbelului cu locul 4 la Dortmund este originalul Van Dijk. Da. Iar mama lor este aceeași. Uitați-o. Imediat, o să o filmăm și pe mama. Deci mama celor doi campioni este această femelă, da? Care este nepoata directă a lui Kleinidir. Domnul Crăciunescu, din câte știu eu, dumneavoastră, poate greșesc sau nu, sunteți un mare admirator al porumbeilor de Kuman. Greșesc? Nu. Nu. Deci e adevărat. Am avut prilejul să merg chiar la domnul Kuman acasă. Am avut prilejul să-l am pe Kleinidir în mână. Am avut prilejul să-l am pe Gentil și Golden Power în mână. Golden Lady, scuze. Deci am văzut acești porumbei, i-am adus la momentul respectiv nepoții lor, în 2005. Tot acest lucru s-a făcut cu sprijinul domnului doctor Stănescu. Și se pare că n-am greșit că am adus acești porumbei. Deci porumbei ăștia pentru mine sunt cei mai importanți. Dar de ce? Vă plac cum arată la exterior sau sunt și foarte valoroși și se calează bine pe planul dumneavoastră de zbor, de exemplu? Sunt porumbei rezistenți? Deci ce ne puteți spune? Sunt porumbei foarte rezistenți și cred că la nivel de Prahova, care noi jucăm peste munte, da, trebuie porumbei cu forță mult.
Da. Deci porumbei puternici, porumbei care trebuie să reziste la etapele foarte dure care sunt peste munte. Da. Și etape dure, dar și concurență foarte mare. La nivel de Prahova nu ne putem uita de concurență. Exact. Mai mult decât atât, aș putea să spun că eu sunt aproape ultima stație a Prahovei, deci totdeauna joc cu foarte mulți kilometri în spate, adică cu zeci de kilometri. Deci aveți curajul să zburați cu zeci, da, de kilometri în spate? Pentru că eu cred că dacă ne iubesc porumbei și vin acasă și câștigăm. Da. Da. Dar lângă toată iubirea asta, trebuie să spunem și... Foarte multă muncă, nu? Nu, trebuie să spunem și adevărul. Trebuie foarte multă sănătate, o origine deosebită, o reținere deosebită și în final, și nu în final, o motivație deosebită. Deosebită, nu? Altfel, dacă nu se combină toate lucrurile astea, nu poți câștiga. Da, într-adevăr. Alți porumbei pe care ați dori să mai ni prezentați de aici? Deci aici mai pot fi prezentați porumbeii de Gabi Van de Nabele, da, care au fost aduși în România tot de domnul doctor Stănescu. Acești porumbei chiar din primul an au scos campion național. Au confirmat, nu? Deci în primul an au scos campion național. Lângă aceștia sunt porumbeii de Zme Matis. Acești porumbei fiind altă dragostea mea. De fapt a fost prima. O dragoste mai veche, nu? O dragoste mai veche, da. Porumbei care au confirmat și la mine și la alții. Deci printre cei care l-aș putea enumera chiar pe Cosmin Olteanu, a avut niște rezultate deosebite cu porumbei de Zme Matis. Bine, alături și de alți porumbei ai lui. Da. Da. Lângă acești porumbei mai putem menționa porumbei de Ad Charlekens, porumbei deosebiți, nu atât de rezistenți ca și Kuhmanic, dar porumbei care pot da totdeauna plusul acela când poți să câștigi. Exact, care să facă diferența, da, nu? Care fac diferența. Tot aici sunt și porumbei de fond și aici aș menționa porumbei Badenburg Merve, linia Uitenburg, linia Uitburg, porumbei Vimbiulat, da, porumbei Van de Wegen, porumbei deosebiți. Exact. Câte perechi aveți aici la matcă? Deci reproducția mea este împărțită în două compartimente, care fiecare deține câte 20 de perechi. Și câte serii de pui scoate domnul Crăciunescu? Niciodată mai mult de 3. Niciodată, nu? Niciodată mai mult de 3. Vă opriți, deci, toți pui? Deci, undeva sau la 1 august, toți porumbeii sunt despărțiți la reproducție. Am înțeles. Acolo pot să vă arăt un porumbel Vimuler, care are 3 angajări de Bruno, 3 clasări. Foarte frumos. E adevărat că ați fost printre primii crescători din România, colombofil, care a adus porumbei de Vimuler? Știu că parcă... Deci Vimuler... am fost chiar primii, pentru că... A fost și în vizită la dumneavoastră, dacă nu greșesc, nu? Vimuler a fost invitat de noi, de mine și de domnul doctor Stănescu, în 2003. A fost aici. Am avut o mare plăcere să-l avem la noi pe acest mare campion al fondului. Pentru că el este câștigătorul Cupei Europei de 2 ori. Da. În 95 și în 98. Deci Van de Wegen nu are decât o singură dată. În 97. Da. Da. Aceia sunt porumbei de aceștia, da? Gabi Van de Nabele. Da. Porumbeii de Zme Matis au fost pentru noi porumbeii care ne-au deschis poarta podiumului. Deci cu ei am reușit să fim pentru prima dată campion național. Campion național, nu? Da.
Ce ne puteți spune despre sușa asta? E o sușă care se combină bine, porumbei? Cu ce s-au predat cel mai bine, de exemplu, la dumneavoastră în crescătorie? Deci cred că sunt porumbei care se pot combina cu orice. Da? Am avut, trebuie să menționez lucrul ăsta, am avut plăcerea să-l am chiar pe domnul Dezme Matis la mine acasă. A venit în vizită aici, la vizită? A fost în vizită la mine și a văzut acești porumbei, a făcut-o public, a spus ceva public la momentul ăla, ghilimelele de rigoare, citat, porumbeii care sunt la tine ar putea să reproducă oricând și la mine și la oricine în Europa. Da. Deci, acestea au fost cuvintele lui. Da, da. Aș vrea să vă prezint, dacă tot am vorbit de Dezme Matis. Acesta este fiul direct al lui Echimov. Este singurul porumbel în România. Deci fiul direct al lui Echimov. De ce? Poate că s-ar mai fi adus, dar tatăl lui nu mai reproduce. Echimov nu mai reproduce. Da. Sunt foarte mulțumit de el, am înțeles, nu? Deci porumbei care pot juca pe orice concurs pe durata unei zi. Deci pot juca până la 700 de kilometri fără probleme. Da. Și pe trasee, nu? De munte. Acolo jucăm. Acolo... În altă parte n-am jucat. Da. Deci n-am jucat decât pe munte, trasee... Deci, ca să lămurim un pic ce înseamnă traseul de munte. O etapă de 400 de kilometri la mine înseamnă cu primul porumbel sosit 5 ore și jumătate în zile bune. În zile mai puțin bune, cam 6 ore. În condițiile în care joacă alții, fără munte, deci nu pe munte, da. Acolo toți porumbei și am făcut și eu chestia asta, am avut prilejul să joc în 97 pe Moldova. În 4 ore și jumătate veneau porumbei tot de la 400 de kilometri. Dar numai că ei veneau grămadă, iar de la Marca, de exemplu, 400 de kilometri, nu mai vin grămadă, vin pe rând așa. Câte unul, câte unul, câte unul. Asta e diferența. Da. Iar pentru asta trebuie porumbei cu forță multă. Cu forță multă, cu rezistență. Da. Angajați porumbei la concurs săptămână de săptămână? În fiecare săptămână. În fiecare săptămână, mea, nu? Păi dacă nu joc porumbei, degeaba-i țin. Deci e plăcerea să mi-aștept porumbei, să mă întâlnesc cu un prieten când așteptăm porumbei, să ne bucurăm dacă câștigăm. Dacă nu câștigăm, poți să te bucuri, dar nici nu trebuie să vorbești urât. Da. Asta e. Da. Foarte frumos. Vă felicit, domnul Crăciunescu, pentru porumbei de matcă, dar nu numai, și pentru cei de zbor excelenți pe care îi aveți. Și dacă o să aveți amabilitatea, o să vă rog să mergem în continuare, să ne uităm puțin și în celelalte compartimente. Categorii. Cu mare plăcere. Vă mulțumesc.